Sărbătoarea începe de mâine de la ora 5:30, când va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la 7 va avea loc slujba de sfințire a Marea a Apei. 150.000 de peturi au fost etichetate de voluntari și vor fi îmbuteliate cu aghiazmă. În altul prelat va merge în aceea zi și la deținuții de la Poarta Albă, apoi va poposi în localitatea Hârșova și va merge în procesiune pe malul Dunării, unde va arunca 3 cruci în apă. Sâmbătă, pe 6 ianuarie, la 8:40, în al preasfinția sa Teodosie, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel, apoi de la 11:15 va porni în tradiționala procesiune de bobotează până la casino. La sfârșitul acesteia, arhiepiscopul va arunca 3 cruci în apele mării, ce simbolizează arătarea Sfintei Treimi în apele Iordanului. La 14:45, în altul prelat va oficia slujba de sfințire Marea Apei și în localitatea Ovidiu.